Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai țineți minte legendele alea urbane cu bidoane goale de plastic băgate în fundații, în stâlpii caselor făcute de meseriași? Nu? Ca să economisească beton pe riscul locatarilor. Astea erau, într-o vreme, erau foarte persistente. Adică atunci periculos. Când a fost boom-ul imobiliar de pe la, jumatea anilor 2000, se spunea că, bă, sunt ăștia care fac case pe câmp așa și ți le vând la prețuri de-astea umflate, ăia, ca să facă economie, folosesc, bagă bidoane de-alea de peturi. Și eu m-am gândit întotdeauna, bă, zic, dar câte peturi trebuie să strângi ca să economisești? Cât să economisești? Câți metri cubi? Serios? Da. Eu mi s-a părut... Nu am găsit nicio demonstrație până acum, adică n-a făcut, nu și-a demolat nimeni casa ca să verifice. Că aici e problema, știi? Cum să faci să verifici asta? N-ai cum. S-ar putea ca la următorul cutremur, când o să vină cutremurul ăla mare, să mai aflăm câte ceva, dar până una alta... Nu vine mânele niciun cutremur, lasă-ne cu cutremurul ăsta. Poate începem discuția asta. Uite că legendele urbane au primit o confirmare dintr-un loc neașteptat. Tu stai acolo într-o zonă neplăcută, aș vrea să spun. De ce? În partea aia cu obor, cu blocurile alea, nu... Eu am bloc de la făcut să reziste până la cutremur de 14 grade. Eu, în locul tău, mi-aș cumpăra cort și m-aș muta deja în parcul în față, la terasa obor acolo, să fiu sigur. Sunt glume, nu vă gândiți, nu vine niciun cutremur. Nu, adevărat nu vine. Da. I-am băgat și o pârla. Asta zic. Bun, revenind, că e serioasă toată treaba, e vorba de podul ăsta de la Luțca, care s-a prăbușit joi, nu? Reporterii de la Observator Antenei 1 au găsit plăci de polistiren expandat în pilonul podului din Neamț, prăbușit la sfârșitul săptămânii trecute. Podul de la Luțca a fost reabilitat de o firmă a unui fost consilier județean PSD, copil de parlamentar PSD. O dinastie. Acum, bun, nu, n-am, eu, evident că nu avem o expertiză tehnică deocamdată, dar eu nu știu... Dacă există vreo explicație pentru includerea de polistiren expandat în structura unui pod rutier. Nu știu, că n-ai nevoie de izolare termică acolo. Da, să nu răcească podul. Să nu răcească. Să nu se răcească. Nu știu, poate că inginerii constructori care sunt pe recepție ar putea să ne spună cum, dar se fac poduri din polistiren expandat în... toată ziua. Da, în Turcia de nu știu când, da. Ba, asta e. Oricum, imagini similare cu polistiren sau peturi goale puse în structura de rezistență a unor clădiri au mai fost întâlnite în China sau în Turcia, în urma cu tremure care au dus la prăbușirea acestora, scrie Libertatea. Acum, evident că noi sperăm ca procurorii să deslușească în cele din urmă unde e adevărul și cine a furat aici, dar patronul firmei care a făcut reabilitarea se jură că el a respectat cerințele Consiliului Județean. Cum o să înceapă dansul ăsta? Poți o să dea vina unul pe celălalt? Consiliul Județean, apropo, e condus de ani de zile de un foarte bine înșurubat, sudat chiar, baron local PSD, Ionel Arsene, care are deja o condamnare de 8 ani și 4 luni de închisoare, în primă instanță, e adevărat, pentru șperzuirea unor contracte pe bani publici. Deci, aici ar putea fi niște antecedente. Și Ionel Arsene s-a lăudat luni la rând cu reabilitarea acestui pod, care în cele din urmă s-a prăbușit la doar jumătate de an de la inaugurare. Acum, asta nu era un pod nou, deci n-a fost construit de la zero. Trebuia reparat. Acum, știți, încă de acum 4 ani a fost făcută o expertiză tehnică, culmea, a fost făcută de experți angajați de Consiliul Județean. Și experții au arătat atunci că podul e în mare pericol de prăbușire și e nevoie de intervenții masive. Podul era făcut prin anii 70 și a avut probleme de mult și trebuia lucrat serios acolo. Consiliul Județean a decis să se ignore experții și a contractat lucrări mult mai sumare, o reabilitare mai sumară. Și uite că acum a căzut. Deci când ignori experții, vezi, soarta se mai și răzbună pe cei care își bat joc de oameni și, bun, sigur, acum zicem că se răzbună în speranța că o să avem o anchetă finalizată cu, și cu niște sancțiuni pentru ce s-a întâmplat acolo. Problema e că a fost rănit un om când s-a prăbușit podul respectiv. Asta e, risc să omor oameni când îți bat joc de experți. Bun, deci încă un dosar penal la DNA. Dar dacă tot veni vorba de prăbușirea acestui pod, iată ce am mai găsit. Presa locală avertizează de ani de zile că firmele unor șmecheri bine conectați sapă și extrag pietriș chiar de la picioarele unor altor poduri din județ. Și au fost publicate mai multe filmări cu astfel de operațiuni, care sunt operațiuni criminale, sunt strict interzise de lege. Să sapi la piciorul unui pod poate determina prăbușirea acestuia. E super logic, e ca și cum ai scoate fundația unui stâlp. Adică mai
simplu de explicat nu există. Încercați să înfigeți un stâlp în pământ și după aceea să săpați în jurul lui, să vedeți cade sau nu cade. Așa e și cu podul. Și care e afacerea? Cu pietrișul acesta extras de acolo sunt balastiere, care sunt puse pe cursurile râurilor și sapă. Și legea precizează unde ai voie să extragi pietriș, de unde nu ai voie, cât ai voie. Evident că este ignorată, se dau niște șpăci teribile. Cu pietrișul ăsta se face ciment sau e vândut ca balast, ca balast sau se pune pur și simplu pe ulițe. Contra cost, pe bani publici. Adică sună președintele de Consiliul Județean și zice, vezi că vine fiind basculantele cu pietriș. Pentru că el, evident, are un interes la o balastieră din zonă, care sapă pe unde poate. Și... sigur, e afacere foarte mare, dar de ce se sapă la piciorul podului? Acolo uneori e pietriș mai bun și acolo e mai simplu accesul de obicei, că până la un pod ieși un drum, trebuie să iei pe câmp cu basculantele să faci drum până la locul respectiv. Deci e mai simplu, e mai eficient. Dacă fur, rămâi cu mai mulți bani. Bun. Ce au fost cazuri de poduri care s-au prăbușit? E cel puțin unul documentat de martori. Adică am vorbit despre asta. E podul feroviar de pe linia București-Giurgiu, care s-a prăbușit în 2005 din cauza excavărilor ilegale de la piciorul său. Excavări care au fost observate de martori acolo, au vorbit despre asta, inclusiv pentru diverse anchete de presă, dar ancheta oficială a stabilit atunci că prăbușirea s-ar fi datorat chipurile unei viituri pe râu Argeș. Ar fi fost, acesta ar fi fost primul pod din lume care ar fi căzut spre Amonte când venea viitura. Deci înspre viitură, nu să fie luat de vorba cântecului, nu a venit apa și l-a luat. Nu aici, a venit apa și el s-a dus înspre apă. S-a opus, i-a luat picioarele cum era. Da, și el a căzut, pac, ca la fotbal. S-a opus, mă, s-a opus. Da, ce porcărie îngrozitoare. Bun, e o prăduială criminală prin România și cred că în perioada următoare o să tot vedem efecte de acest gen. Procurorii noștri ar putea să-și facă, cred, mai bine treaba. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.